lansare de carte organizată de colegul meu, Grigore Cartianu, special. Eu sunt însoțitorul lui, dar în același timp și co-organizator, pentru că sunt co-autor al cărții Miracolul din Noiembrie, scris împreună cu Grigore Cartianu, dar în afară de această carte, restul cărților sunt scrise de el. E vorba de cărții despre Revoluție, are o trilogie, după aia are un volum de o ediție de colecție, plus două cărți de istorie recentă, protestele începute anul trecut în România, Rezist, manifestațiile împotriva actualei guvernări, în fine, diaspora și criza politică din 2012 cu suspendarea fostului președinte Traian Băsescu și tot ce ținea de conjunctura politică de atunci, la care se adaugă alte două cărți scrise de el pe teme sportive, una despre succesul fără egal al echipei României de fotbal la Campionatul Mondial de 1994 Statele Unite și viața lui Hagi. Hagi, poziția așa se numește cartea Hagi, despre viața și despre succesul fotbalistului Hagi. Eu cred că oamenii, după ce citesc orice carte de aici, care toate cărțile astea nu sunt ficționale, ci sunt toate de documentare, au o revelație. Orice carte de aici. La fel, după credeam că știu totul, iată că am aflat încă multe lucruri, multe informații, apoi este evaluarea informației, punerea în valoare, cumva, chiar comentarea informației pe locuri. De exemplu, asta, ultima carte cu protestele, este foarte pamfletare, foarte ironică pe locuri. E o carte care aduce o plusvaloare evidentă, iar peste timp are o valoare de document. Pentru că ce circulă în spațiul ăsta, spunem, virtual, intens, aici informația multă. Și pe televiziune, eventual, astea sunt informații care trăiesc o zi, două, trei, o lună de zile. Peste un an sau doi, aproape că ai uitat și în orice caz altfel vezi lucrurile când le pui în conexiune cu data, cu momentul, cu mai apar alte informații în viitor care le vor pune în valoare pe astea. Deci, din punctul meu de vedere, sunt cărți esențiale. Aș vrea ca mai mulți aici români, la București vorbesc, că sunt miezul informații, să abordeze teme de genul ăsta, pentru că avem multe evenimente neacoperite. Decât să mă simt onorat că Medgidia și eu, în numele medgidienilor, am deschis ușa să primim acești doi ziariști care sunt arhicunoscuți la nivel național. Probabil vor relua și vor prelua de la Medgidia și adevăratele probleme ale Medgidiei, care cumva este acaparată și ținută captivă de interese destul de interesante. Deci pentru a transmite un mesaj la nivel național despre problemele Medgidiei, sau pentru acest lucru eu vă mulțumesc, o să aveți informații reale, destule, încât să vorbească și cineva pentru noi.